Păunescu. Costin Păunescu, pasionat de mașini, vechi, vechi pasionat de mașini, a ajuns la concluzia că trebuie să se retragă la bătrânețe și să-și cumpere un S. Zim cum ai ajuns la S. Păi, eu cam dintotdeauna am fost cu Mercedes-urile. La 18 ani, hai să luăm de la început așa. Deci la 18 ani m-am dus la tata, zic, tată, trebuie să-mi iau o mașină. Tată, n-am bani să-ți iau o mașină, alege, vrei să faci karting? La vremea respectivă făceam încă karting. Faci karting în continuare sau îți vinzi kartul și ți-o mașină? Zic, mă, îmi vând kartul, mi-au acum ursuleț direct sau pisicuță. Ești pe ștrase ce atac karting, da. Ești nebun? Am fost, erai am cu aghi pe vremea aia? Nu. Ai, vezi? Nu. Da. Am văzut o groază de BMW-uri, E36 compact, E30 cabrio, pui mei, o groază de mașini. La un moment dat vine taică-mi acasă într-o zi, Costine, ți-am la mașină. Zic, cum? Stai, ce? Un C-clas. Ies afară să mă bușească plânsul, nu altceva. Deci când am văzut la Mercedes de bătrân, zic, mamă, eu vreau BMW, curse, visam, drifturi. Mi-a adus un Mercedes, zic, gata, s-a terminat. Și încet a început să-mi placă, l-am modificat, a fost plan, am fost cu el pe peste tot. Am avut un accident, am rămas fără el. Și tot timpul cât am avut C-clas, m-am gândit că mașina visului meu trebuie să fie S-clas, Balena, W140. Și asta a fost prilejul potrivit să-mi iau o mașină nouă și să-mi iau S-ul. Și am stat, am căutat pe OLX, pe mobile, pe peste tot, până am găsit mașina la Sibiu. Am bătut palma cu omul și m-am apucat de ea să o fac. Cât ai dat pe mașină, cât ai investit până acum? Cât am dat 6.075 de euro. Cum ai ajuns? Na, omul vrea 9.000 pe ea, am negociat cu el până la 6.075. N-a vrut cu 6.000. N-a vrut, 6.075. Și a ajuns la 6.075, da. Și cât am băgat în ea, nu știu să zic, dar probabil undeva la vreo 10.000 plus minus, pentru că mașina nu era într-o stare foarte bună, a trebuit să mă ocup și de partea tehnică mult de ea și, na, în jur de 10.000. You're such a povestește-ne de experiența ta cu modelul ăsta de mașină. Povestește-ne ce modificări ai făcut și ce piese rare ai adus mașinii, ca și dotări, să zic așa. Adică ce opționale le-ai pus tu pe mașină sau ce extrauri originale, ca și accesorii originale, ai pus pe mașină ce nu se găsesc, nu știu, în dotarea de serie sau... Păi, în primul rând, mașina este o ediție limitată, este last edition, e ultima lună de fabricație din 98 și oricum are cam tot ce vrei pe ea, soft close, tot felul de sisteme de asisturi, senzori de parcare pentru vremea lui, adică multe chestii destul de rare pentru anii 90. Pentru că eu sunt bătrân și mi-aduc aminte când eram eu un copil și mă duceam eu la Neptun, la mare. Așa. Prima dată am văzut o balenă de asta care parca și ieșeau niște antene, frate, din porbagaj, înțelegi? Da. Ieșeau alea din porbagaj, frate. A fost, cred că a fost, cel puțin din punctul meu sau prima mea experiență cu un sistem ajutător pentru parcare, adică senzorii de parcare, ăia erau. Da. Îți ieșeau antenuțele din porbagaj ca să vezi unde este spatele mașinii. Nu anunțau nimic, nu făceau, dai seama, fiind copil pe vremea, mă uitam, boah, ce-or face antenele astea, pun frână singure, se întâmplă ceva. Nu, nu făceau nimic, doar ieșeau de acolo, dar tu ai senzori de parcare. Da, alea s-au pus numai pe non-facelift. Da. În 95, când a intrat facelift-ul, s-au pus senzor, s-a pus parktronic, deja se numea parktronic. Ce modificări am făcut? Suspensie pe aer? Jante pe 20, OZ Leonardo 3, modulare din 3 bucăți. Am revopsit-o complet, culoare de ultimul model de S-Class, Ruby Schwarz Metallic. Băr de America, portbagaj de America, faruri de America cu semnale, cu instalație, adică totul e făcut OEM. Așa cum trebuia, da, să, dacă venea din fabrică, așa venea opțiunea asta, exact, pe mașină. Exact, totul OEM. Am văzut că acolo faci cartofi prăjiți în timp ce mergi, acolo, da, dreapta. La interior. Deci ca să înțelegi un pic despre ce e vorba, eu totdeauna am avut o problemă cu VIP style. E un stil de tuning care în România nu prea se vede și nici prin Europa nu prea. Okay. Totul a plecat din Japonia cu Toyota și cu Lexus-uri din alea mari. Tot gen balene. Da, tot balene. Da. Și toate mașinile VIP, ele trebuie să aibă măsuță în față.
Deci măsuța aia... E, altfel nu intri în clasa da, asta. Da, nu intri, de, nu măsuța și perdeluțe. Uh-huh. Astea sunt must have. Da. Măsuța aia inițial era făcută pentru aia care trăgea cocaină. Deci așa a apărut, la Yakuza trebuia să aibă o măsuță de pe care să facă o liniuță de cocaină. Între timp s-a adaptat măsuța ca fiind suport de sticlă, de whisky sau de ceva și acum sunt cu suport de pahar în el. E făcută de mine de la zero pentru că, na, ce să cumperi pe aici prin Europa. La interior mai am perdeluțele, tot așa, sunt special pe stilul VIP. Am vrut să-i pun eu neapărat, am avut o problemă cu volan de ultimul model de S. Am stat, am căutat, volanul era negru, a trebuit să-l vopsesc chimic, să fie crem la culoarea interiorului. A trebuit să fac foarte multe drumuri și foarte mulți bani ca să-l fac funcționa, să meargă. Am vrut să ascund tot ce înseamnă butoane și ceasuri de ride. N-am vrut să fie nimic la vedere, le-am pus frumos butoane originale de Mercedes. Ceasurile să fie la aceeași nuanță, lumina la ceasuri să fie la aceeași nuanță cu lumina din bord. Adică am avut eu niște pitici din ăștia. Să fie mașina să la să fie punct. Ca de fabrică, sau cât mai apropiat de... Să nu se vadă modificările de atât de mult, să zic așa. Să, să rămână o mașină clasică și originală. Pe exterior nu are decât roțile și ride-ul, adică nu are nimic care să fie în plus. Sau mai în ai grila de AMG, adică cine cunoaște de vede detaliile. Adică tot de fabrică sunt puse, nu de firme de tuning. Exact. Bun, care sunt planurile cu balena? În momentul de față mai am depus la punct foarte multe detalii. Detalii care dacă vi le-aș zice, le vedeți, altfel nu le vedeți. Corect, corect. Depus la linie o groază de plasticuțuri să completez ce am stricat, că un an jumate am mers static cu ea așa și am cam bărbierit-o pe dedesubt. Trebuie să schimb o groază de componente. Jantele o să le recondiționez acum în iarnă, să fie și ele impecabile. Vreau să cumpăr un kit de Brabus. Dar nu prea găsesc, am găsit numai ce... Care sunt diferențele între ce are mașina acum și kitul de Brabus? Bările, pragurile și niște detalii pe la când deschizi pragul, alea iluminate. Nu, sunt niște detalii micuțe, dar nu prea găsești. Ce găsești pe eBay e de la 3.000 de euro sus o bară. Una. Și, da, una. Și ce găsești mai ieftin sunt aftermarket din fibră și mi-e frică să le pun, că nu știu cum o să se pupe pe mașină. Ca lufturi, ca... cum o să stea ornamentele cromate, grilele, și mie că dau o groază de bani și nu o să-mi placă cum arată și o să revin la faza inițială. Ce părere ai tăi că tu de mașina ta? Mă! Până la urmă el ți-a băgat Mercedes-ul în sânge. Da, el când mi-a Mercedes nu avea impresia că o să ajung în halul ăsta cu mașinile. Știa că sunt nebun, că am făcut curse de mic, dar nu credea că o să ajung chiar așa. Apreciază mașina, se laudă la toți cu ea, dar când vine vorba că... mai fac ceva la mașină, mă dă afară din casă, adică nu. Dar o conduce mașina? Nu. Nu conduce niciodată. O singură dată a stat în dreapta, a zis că e mișto, el are S-ul nou, adică n-am ce să-i explic lui, dar nu, nici Volvo nu mi l-a condus. Da. Nu vrea să se bage, zic că dacă strică ceva, nu vrea să fie la el când se strică, știi? Eu asta știi cum e? Cred că, vezi, fiind părinte, ai frica de a nu se strica la tine să te certe copilul. Eu când eram și luam mașina de la tata, tot un Mercedes, se strica tot timpul la mine ceva. Bă, tot timpul se strica. Iar ai stricat mașina. Eu, mă, dar ce i-am făcut? Ai stricat mașina, nu ți-o mai dau niciodată. Fa, mă, zic, tu-ți mașina, mă. Da, asta, cred că asta e problema. Bun, băi, mașina este foarte frumoasă și stilul este unic în România, exact cum ai zis și tu pe partea de VIP. Partea de detalii, știi cum e, detaliile ne omoară, dar exact cum ai spus și cum sunt mulți oameni care spun: "Ah, eu nu vin la emisiune că eu nu am o mașină așa atentă la detalii și am niște defecte." Eu le spun oamenilor că defectele le știu doar ei. Da. Nu o să se uite nimeni niciodată la mașina ta așa, să stea să studieze, să te certe că ai acolo un gunoiaș, că acolo e nu știu ce defect și așa mai departe.
merită să fie văzute toate și să fie cel puțin prezentate poveștile lor și sfaturile oamenilor. Mai sunt oameni, na, având mașina asta, mai sunt oameni pasionați de modelul ăsta în România? Adică mai bănuiesc că având mașina, na, se... Mai sunt, adică eu știu că mai există un S-ca al meu la Iași cu jante pe 20 pe aer. Da, știu și negru, parcum. Da, dar nu am, n-am văzut să participe sau, mă rog, să meargă pe undeva. Da, omul are mașina lui curte, pentru da? El, da. Și a mai apărut așa câte un S, două, prima știu ce orașe, dar nu să zici că sunt foarte îngrijite sau se ocupă oamenii de ele. Pur și simplu am cumpărat un S și merg cu el și îl folosesc ca daily driver și sunt foarte încântați de mașină. Dar nu pot să zic că am pe cineva în nișa asta de VIP style cu care să mă pot bate între ghilimele sau cu cine am să mă întrec. Vin băieții cu BMW-uri, vin băieții cu Audi, mă gândesc, A8, seria 7. Au început acum, în ultima perioadă, să apară câte un șeptar și câte un A8, dar... Eu unul nu le-aș considera VIP style doar pentru că sunt mașini de clasă lux. Înțeles. Adică trebuie să ai niște modificări în stilul ăla ca să zici vreau adică să fac asta din mașină. Monitoare în tetiere, perdeluțe, dacă ai un șeptar și pui niște jante pe 20 și la jos, asta nu înseamnă neapărat că mergi pe un stil. Poate să fie și stens. Că da, corect. E cam aceeași treabă. Da. Bun, deci e slabă mișcarea. Da, deocamdată e slabă mișcarea, dar am început să văd că apar mașini prin țară, o groază de E38-uri, o groază de S-uri ca ale mele, A8-uri și încep oamenii să meargă ușor, pe ușor. Ăsta, la ce preț ar trebui să se gândească oamenii că ar trebui să găsească o mașină în genul ăsta? Deci, ce am văzut eu acum... Într-o stare ok. Într-o stare ok sunt la 10.000 în România. Pe tu ai dat 6.000? Nu. 9.000, 10.000 sunt acum. Eu am dat acum 3 ani și ceva, da. Intră pe OLX și uite-te, sunt vreo 4-5. Adică una să fie o bază bună, să nu trească să mai bagi încă nu știu câți mii de euro în motor sau în caroserie sau în interior sau mai știu eu ce. Deci o mașină decentă, în stare 8 din 10, 10 cam 10.000. 10.000, am înțeles. Deci dacă vă bate vreun gând de mafioțeală, 10.000 și o luați stoc. Și prea mai băgați încă 10.000 și arată așa. E simplu. 10 și cu 10, 20. Sunt piesele foarte scumpe, aia e chestia. Nu se găsesc S-clase și când cumperi piesele, piesele le cumperi noi. Da. Nu le cumperi din 94 sau din 98. Exact. Știi ce zic? Exact. Piesele sunt noi și este normal să coste cât costă la S-ul nou. Da. Că este S și nu trebuie să aibă toată lumea. E foarte simplu. Ia zi-mă, și ce, câte prezoane are, mă? 5? 5, nu e 5-112? Da, la jantele 5-130. Așa, e flanșe? Da. Am înțeles. Da. Jantele dar le vopsești jantele sau vibrofinisaj? Vibrofinisaj? Fără lac? Fără lac? Păi tot le faci într-un an, le faci deloc. Da, din ce am înțeles, nu prea poți să pui lac pe ele. Ba da. A apărut acum ceva? Te trimit eu, ești nebun instant. Am rezolvat. Da, jur. Vibrofinisaj cu lac peste. Da, țiplă. Dar nu mai iese atât de lucios cromul ăștia. Adică ia un pic din... Astea au lac peste acum, nu? Da, astea sunt de fabrică încă. Vezi, tu nu e, știi, da. Nu e polișul ăla de Radinox. E oglindă. Știi, nu e oglindă, e un pic așa, dar tot așa ți ies, 100%. Da. Trebuie să le fac, ca o groază de defecte. Astea n-au fost niciodată desfăcute. Sunt mândru, n-au fost niciodată desfăcute, nu s-au umblat la ele. Sunt virgine, da. Jantele. Și am zis să trag cât pot de ele până îmi bag nasul. Dar zi-mi, te rog, cu mașina asta, tu mergi în spate? Nu prea. De ce? Odată am stat în spate. Și a condus Aghi, eram băut. Deci nu că trebuie să stau în spate. Nu, mie îmi place să o conduc, îmi place să da, merg încet, lasă că mergem blană acum jos, în spate. Geamul deschis. Mergem noi acum în spate. Ce greutate are, probabil, mașina? 2 tone. Doar 2 tone? Nu e atât de grea. Ești mult mai în siguranță decât în C-clasă. Categoric. Și asta ar fi un motiv pentru care ai trecut la S-clasă. Exact. Băi, Costin, eu îți mulțumesc pentru a doua oară, că nu mă lasă Dobrescu să termin de data asta. Pentru că ne-ai primit și pentru că am văzut și o parte din pasiunea ta cu Blue Streamline, cu ce faceți voi acolo la universitate, ceea ce este extraordinar. Mersi. Doi la mână, tu mai ai și Volvo, mai ai și Vento, de care puteam să vorbim, dar am ales S-ul pentru că ăsta e cel mai special, exact cum vorbeam și în România, sunt foarte puțini oameni care dețin așa ceva și mai ales să iasă cu el, să-l și vadă, să se bucure și alții la evenimente de mașinile lor. Dacă v-a plăcut, nu uitați de share, subscribe. Mai era ceva? Aveam ceva? Parteneri n-avem, nu? Forță, mă, singur, noi doi. Noi doi, împotriva tuturor. Forța Steaua. Ai luat de la Steaua, da? Da, am luat de la ala cu FCSB.